Începând de astăzi, de la ora 16 până mâine dimineață, la ora 8, zona de munte a județului Mehedin se află sub incidența avertizării meteorologice Cod Portocaliu, ce vizează intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. În intervalul menționat sunt prognozate intensificări ale vântului, care pot atinge la rafale viteze de peste 110-140 de km pe oră. Va ninge viscolit, local mai abundent, iar zăpada va fi troienită. Totodată, începând de astăzi, întregul județ se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări susținute ale vântului și ninsori moderate cantitativ, valabilă până marți 18 ianuarie la ora 20. Pentru prevenirea unor situații de urgență generate de fenomenele meteorologice prognozate, ISU Mehedin recomandă cetățenilor să-și echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă. Până mâine dimineață, la ora 8, zona de munte a județului Mehedin se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează intensificări puternice ale vântului, vizibilitate foarte redusă și viscol. De asemenea, întregul județ se află sub incidența atenționării meteorologice cod galben, ce vizează intensificări susținute ale vântului și ninsori moderate cantitativ, valabilă până mâine seară la ora 20. Facem apel la cetățeni să evite pornirea la drum pe timp de viscol și ninsoare puternică. Dacă deplasarea este absolut necesară, să se asigure că sistemul de încălzire funcționează eficient, dispun de suficient carburant, iar autovehiculele sunt echipate corespunzător circulației în condiții de iarnă. În situația manifestării vântului puternic, le reamintim cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Pentru siguranța lor, le recomandăm acestora să evite pornirea la drum pe timp de viscol și ninsoare puternică. Totodată, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.